se consideră dezvoltarea x la puterea m plus 1 pe x la puterea 2m, totul la puterea n. Valorile lui m și n, astfel încât termenul de rang 12. Ce înseamnă termenul de rang? În primul rând, tk plus 1 înseamnă combinări de n luate câte k, primul la n minus k, adică x la m la puterea n minus k, ori al doilea, 1 pe x la 2m la puterea k. Deci ori k, da? Deci termenul tk plus 1, hai să mai facem calcul. Aici este combinări de n luate câte k, x la mn minus mk, minus ăsta de jos, minus 2mk, da? Adică este combinări de n luate câte k, x la mn minus 3mk, da? Și zice, termenul de rang 12 să-l conțină pe x. Adică ce înseamnă? Pentru k egal cu 11, că e tk plus 1, să-l conțină pe x. Adică ăsta trebuie să fie 1, că x la puterea 1. Deci rezultă m ori n minus 3 ori 11 ăsta minus 33m să fie 1. Și termenul de rang 24, adică pentru k egal cu 23, mn minus 23 ori 3 cât face minus 69m să-l conțină pe x la 5-a, să fie egal cu 5, și dezvoltarea să aibă termen liber. Adică să mai existe și un k aici, să existe un k, astfel încât mn minus 3mk să fie 0. Hai să vedem cât să fie m și n ăștia. Păi rezolv întâi sistemul ăsta din astea două dacă le scad. Ăsta minus ăsta, 69 minus 33 cât face 36m egal cu 1 minus 5 minus 4, m este minus 1 pe 9. Hai să-l aflăm pe n, dintr-una din ele, nu contează, din prima. Minus 1 pe 9 ori m, adică minus m pe 9. Minus 33m egal cu 1, le aduc la același numitor, cât face 33 ori 9, 27, 2, 27, 297 și cu 1, 298m, minus 298m egal cu 9, nu m, n, sau ce, stați puțin că nu mai știu ce am făcut. Ah, scuze, 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 era bine, nu, scuze. Scuze că m-am grăbit că am văzut deja rezolvarea și nu mai stăteam să mai... Scuze. Pentru m egal cu minus 1 pe 9 am zis aici, da? Deci vine minus n pe 9 plus 33 pe 9, că m-ul aveam, da? Egal cu 1. Deci n pe 9 este 33 pe 9 minus 1. Pac, așa scăderea este 24 pe 9 simplificat prin 3. A, nu, 24 pe 9, atât. Și cum n pe 9 egal cu 24 pe 9, n egal cu 24. Și hai să vedem dacă au loc astea. Pentru moment, observați, minus 1 pe 9 și 24 este răspunsul corect C. Să vedem dacă există un K de ăsta încât ăsta să fie 0. Păi vine minus n, e moren, pardon, minus 24 pe 9, minus 3 ori m, adică plus K pe 3 să fie 0. Deci amplifica cu K, 3K egal cu 24, K egal cu 8. Și merge, că pentru K egal cu 8, iată, aveam N egal cu 24, deci aveam al 9-lea termen din dezvoltare care să conțină termen liber. Bine, condiția asta deja era în plus, pentru că deja mi-eșeau din primele două, da? Deci răspuns corect C.